Perunuța speriată și teribilă întâlnire cu Moș Crăciun, de Diana Tivu. Pentru Iustin și toți cei care îl așteaptă an de an pe Moș Crăciun. Ceva se întâmplă. Casa e plină de luminițe înșirate și hârtie magic foșnitoare. Și nu se știe de unde, chiar în mijlocul ei, a apărut un fel de tufiș de ace verzi pe care Dănuț îl umple cu bulbuci colorați de sticlă. E clar, ceva se întâmplă, dar ce fel de ceva? Chiar și jucăriile sunt foarte ocupate. Ce faceți aici? De ce arată casa așa? Ce se întâmplă? Jucăriile îi aruncă priviri mirate, dar se întorc înapoi la hârtiile lor. Doar Marțianul îi răspunde fără să-și ridice ochii de la ce face. Nu este evident? Ne pregătim să vină Moș Crăciun! Aha, înțeleg, spune Pernuța. Totul avea sens acum, cu o mică singură neimportantă problemă. Cine este acest Moș Crăciun? Pernuța nu are habar, așa că se tot uită după alte jucării, mai puțin ocupate. Poate o vor lămuri ele. Bun, a găsit! Voi ce știți despre Moș Crăciun? Mamutul și iepurașul îi răspund în cor. Este un bătrân tare simpatic, cu o haină roșie și căciulă haioasă asortată, cu ochelari de aur pe nas, are câteva sute de ani. Ei, ca să vezi, se gândește Pernuța în sinea ei. Pernuța merge mai departe și întreabă. Voi ce știți despre Moș Crăciun? Pinguinul și girafa îi răspund în cor. Am auzit că sosește cu 8 reni magici, pe o sanie zburătoare, plină de clopoței și are o barbă albă lungă. Ciudat, dar nu imposibil, se gândește Pernuța în sinea ei. Merge mai departe. Voi ce știți despre Moș Crăciun? Roboțelul și zebra îi răspund în cor. Toată lumea știe că are o curea lată verde și un sac enorm, multe jucării pentru toți copiii. Pernuța nu mai gândește nimic în sinea ei. Este terifiată. Prin urmare, face ce știe ea mai bine, adică se sperie de mama focului. 2 secunde mai târziu se oprește puțin, doar ca să fie sigură de ce este speriată. Hotărăște ca imaginea din capul ei de pernuță e un motiv suficient de bun și iute caută un colț potrivit de ascuns. Am să rămân aici până trece teribila vizită, se gândește pernuța. 2 gânduri mai târziu își amintește de sacul enorm pentru toți copiii, de dănuțul ei, care e tot copil, și își spune că trebuie să facă ceva ce nu-i stă în fire. Să fie curajoasă! Pernuței ei vine o idee cârlionțată. Adună repede cele necesare pentru planul ei. Un braț de beteală încălcită și câte balonașe lunecoase de sticlă poate duce. Apoi, un alt braț de luminițe magice și ele încălcite, 1 kilometru de panglică și, evident, creionul roșu pe care îl ascute bine-bine, să-i fie la îndemână în caz de nevoie. Un pic de tras aici, un pic de potrivit colea și pernuța este gata! Cel mai deștept costum de camuflaj de prins în acțiune Moș Crăciun este excelent. Astfel echipată, se așează la pândă și, ce să vezi,
Ideea cârlionțată chiar merge. Nimeni nu ar putea descoperi printre toate crenguțele și globulețele din brad o pernuță gata să-l prindă în flagrant pe moșul misterios. Și așteaptă, și așteaptă, și așteaptă. Maica era să o ia somnul, când deodată... De undeva, de departe, se aude un clinchet. Clink, clink, clink! Pernuța ciulește bine urechile. Un alt clinchet mai tare. Clink, clink, clink! Pernuța pricepe că se apropie ceva. Alt! Clink, clink, clink! Și un... Ho, ho, ho! Lung și suspect de vesel. Un buf, un scârț și cineva este deja în cameră. Pernuța încremenește. Bine ascunsă printre rămurele, pernuța studiază intrusul. Căciula e haioasă, haina este roșie și de modă veche, ochelarii sunt de aur și pe nas, barba este lungă și albă, dar nu este plină de clopoței. Tiptil aruncă un ochi pe afară. Rămâne cu gura căscată. La fereastră plutea o sanie zburătoare fără motor și toți clopoței sunt pe... Un ren, doi reni, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt reni. Dar renii nu sunt pe sanie, ci ca prin magie zboară prin aer. Pernuța este tare încurcată. Se cocoață două rămurele mai sus să vadă ce caută moșul în sac. Cureaua este verde, dar la curea nu-i nicio jucărie. Toate jucăriile sunt în sacul enorm și sunt atât de multe cât să ajungă pentru toți copiii. O... Moșul găsește cevaul căutat, verifică eticheta și lașează sub brad. Mai scrie ceva pe o listă lungă și se pregătește să pornească la drum. Chiar înainte să se întoarcă la sania lui, moșul scutură de trei ori un clopoțel mic de argint. Clink, 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 clink. O căldură ghidușă îi gâdilă pernuței burtica și ochii se închid ușor, ușor. Dizi de dimineață, Dănuț se grăbește să caute sub brad. Este atât de fericit când deschide cutia mare cu numele lui pe ea, că nu observă alături pernuța lui, bine decorată, dormind adânc și având cel mai dulce vis despre cum era gata să-și apere Dănuțul de teribilul Moș Crăciun.